Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mihail Neamțu și vă invit la o nouă emisiune, Vocea Libertății, aici la Canal 33, într-un spațiu al libertății. Există foarte multă cenzură astăzi, atât în mediul online, cât și în presa, care este adesea cumpărată sau influențată de cercuri de influență. Suntem însă bucuroși și privilegiați că aici, la Canalul 33, cu invitați speciali, cu invitați educați, informați și ancorați în realitate, să putem dezbate toate temele care ne confruntă zi de zi. Suntem cu adevărat înconjurați de focare, de, până la urmă, dezordine, și de aceea am și intitulat această primă emisiune Noua Dezordine Mondială. Suntem îngrijorați de cele care se întâmplă, sigur, aproape de noi, în Ucraina, dar și de cele care se întâmplă foarte departe, aparent foarte departe, la Beijing. Vom discuta despre cum anume lumea liberă, Occidentul, poate confrunta provocările care vin dinspre Rusia, dar și dinspre China, lui Xi Jinping, cu invitatul nostru special pentru prima emisiune, domnul Varujan Vosganean, fost ministru și scriitor de renume. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur că sunt parte a primei emisiuni. Sperăm să fie de bun augur. Toate libertățile constituționale pe care le-ar mai fi avut rușii au dispărut. Pot oricând autoritățile să confiște proprietăți, obiecte, pot să mobilizeze pe oricine în acest război care se anunță a fi de data asta un război total cu Ucraina. Aș vrea să începem puțin mai de sus ca viziune, ca să putem înțelege ceea ce se întâmplă acum, care este sensul perioadei pe care o trăim. În istoria lumii au existat diverse perioade care sunt separate între ele prin ceea ce noi numim paradigme. A existat o anumită paradigmă în anii 90 și care se baza pe câțiva piloni. Unul dintre ei era tratatul de neproliferare a armelor nucleare și înțelegerile pe care Ronald Reagan și Mihai Gorbaciov le semnaseră în preajma anului 1989 și care marca o anumită detenționare în plan internațional. Al doilea moment important a fost legat de anii 1988-1989, destrămarea lagărului socialist și triumful iluzoriu s-a dovedit al liberalismului. Vă amintiți cărțile care făceau vogă atunci și care vorbeau despre sfârșitul istoriei și victoria liberalismului. Acestea s-au însoțit în plan ideologic de o expansiune a globalismului și a ecologismului și în plan instituțional de anumite extinderi ale unor organisme internaționale și sporirea prestigiilor, cum a fost Organizația Mondială a Comerțului sau tratate privind mediul la care aderau tot mai multe state. Ei bine, suntem astăzi în situația în care toate aceste înțelegeri care marcau acea paradigmă sunt puse sub semnul îndoielii. De aceea putem spune că perioada pe care o trăim marchează apariția unei noi paradigme. Ce înseamnă asta? Înseamnă că rediscutăm chestiunea neproliferării armelor nucleare și atitudinea țărilor despre asta. De ce proliferare? Pentru că există state, cum ar fi Iran sau Coreea de Nord, care asumă, ca să mai vorbim și de India, care asumă să producă arme nucleare. În al doilea rând, folosirea armelor nucleare, iată, este deja o chestiune, ca o întrebare. Înainte era o concluzie și acum a devenit o întrebare. A doua problemă este cea legată de globalism. Globalismul nu e valabil decât în situația unei armonii universale. Globalismul nu poate funcționa dacă una dintre rotițele sistemului nu se încadrează în mecanism. E limpede că în acest moment globalismul se dovedește mai degrabă o vulnerabilitate decât o țintă a omenirii. Pentru că economiile fiind legate între ele, în momentul în care unele dintre economii ies din sistem sau sunt izolate sub semnul unor sancțiuni, consecințele sunt dramatice și ele s-au văzut, mai ales în chestiune de natură energetică. Pentru că cele de natură inflaționistă erau consecință a epidemiei și nu a războiului. Apoi, despre efectul de bumerang, domnule Vosganean, exact pe subiectul pe care l-ați atins, cel energetic, vom vorbi, fiindcă, până la urmă, acum câteva ore, Marea Britanie a rămas fără prim-ministru și s-ar putea ca o parte din problemele pe care, economic vorbind, cel puțin Marea Britanie le confruntă acum, să aibă de-a face cu aceste sancțiuni de tip bumerang. Pe de altă parte, rămâne evident că, iertați-mă pentru că v-am întrerupt, doar insist asupra acestui aspect, Europa pare unită, mesajele din Germania la adresa Rusiei continuă să fie belicoase, nici o bucată de teren ucrainean nu poate fi acceptată pentru a fi confiscată de către Putin. Această poziție de rezistență totală față de ofensiva rusească pare să continue, deși iarna a venit în Europa. Domnule Neamț, așadar, am pus, ca să zic așa, ipoteza.
intrăm într-o schimbare de paradigmă și trebuie să vedem cum este ea. Și primul lucru care se schimbă este că începem să rediscutăm de sfere de influență. Nu discutam în anii 20-90 după destrămanul Sovietic, nu mai discutam de sfere de influență, ci discutam de o modalitate globalistă de cooperare. Acum rediscutăm sfere de influență. În acest context, până în clipa de față, de la începutul războiului, marele învins este Europa, să știți. Europa este mare învins pentru că a rămas între cele două superputeri, Statele Unite și Rusia, pentru că, spre deosebire de aceste țări, Europa nu are resurse. Europa s-a trezit, pe de o parte, cu o criză energetică, pe al doilea, cu o criză monetară, care nu este similară celei din Statele Unite, ca dovadă că dolarul a luat-o înaintea monedei europene. Și, în al treilea rând, se vede slăbit în plan instituțional. Observați că toate guvernele țărilor import mari din Uniunea Europeană au probleme. În statul Marea Britanie, prim-ministrul a demisionat. În Franța, prim-ministrul a fost nevoit să adopte, printr-un apel constituțional, veniturile bugetului pentru 2023, ocolind Parlamentul. Pentru că Parlamentul nu a fost de acord cu modul în care se colectează veniturile și mă refer la modalitatea fiscală. Și în Italia nu se înțeleg foarte bine Meloni. În Italia tot citim că Meloni este viitorul prim-ministru. Ea își tot îndulcește acum mesajul, brusc a devenit pro-europeană și pro-NATO, în dorința de a coagula o guvernare. Nici în Germania lucrurile nu sunt foarte bine. E limpede că Scholz nu are același prestigiu pe care îl avea Angela Merkel în trecut. Peste astea avem încă ecoul mișcărilor de dreapta care s-au resuscitat după criza refugiaților. Suedia, victoria patrioților, spun unii, alții spun extremiștii din Suedia. Avem clar în Polonia un guvern conservator care se pare că este în continuare marginalizat de către avem Comisia Europeană. Avem și în Ungaria o poziție similară. Avem partidul Petrecerea în Germania, de pildă. Avem acest partid în Italia care, ca denumire, are rezonanțe care vin din perioada mussoliniană și așa mai departe. Până la petrecere, eu cred că trebuie să vorbim despre marea jale care se pare că afectează viețile multor ucrainieni din Kiev. Am văzut atacuri cu drone iraniene, au spus unii, încercarea disperată a unor soldați ucrainieni de a respinge aceste atacuri cu niște kalașnicoave. Avem o discuție importantă, domnule Vozganean, despre ce se întâmplă în Ucraina, pentru că mai nou, vă rog. Nu, da, cum să spun, dumneavoastră conduceți bine discuția, dar fiecare treaptă trebuie bine așezată. A spus, Europa este unită. Europa nu este unită. Trebuie să vă spun că, după părerea mea, se dovedește că zidul Berlinului, deși s-a dărâmat, temelile lui au rămas și Europa este încă, de o parte și de cealaltă, zidului separată de anumite tipuri de opțiuni și mentalități. Adică există încă o neînțelegere din partea Europei de vest în legătură cu ceea ce s-a întâmplat după comunism. Uitați-vă relația Uniunii Europene cu Polonia, relația ei cu Ungaria, relația ei cu România și Bulgaria, care încă mai suportă nedreptățile legate de Schengen recente, nu numai legate de Schengen. Bulgaria și România continuă să fie monitorizate și supravegheate, ca și cum, deși sunt parte a familiei europene, sunt mai degrabă înfiate, sunt copii vitregi ai Uniunii Europene. Ele nu sunt socotite plenar îndeplinind condițiile membrii europene, unei familii europene. Așadar, și Europa are în lăuntru ei propriile probleme. Ca să nu mai vorbim, domnule Neamțu, de relațiile extrem de delicate dintre Germania și Franța. Summitul care trebuia să aibă loc acum a fost amânat pentru ianuarie din motive pe care eu le găsesc ridicole, anume din motive logistice, adică ce n-au găsit loc la hotel ca să se întâlnească. Așadar, e limpede că pe agenda comună franco-germană există niște chestiuni litigioase pe care nu le-au lămurit. Și în plus vă mărturisesc, mie mi-a stârnit fior declarația cancelarului german, care a spus că Germania, fiind cea mai puternică țară economică, trebuie să aibă și cea mai puternică armată. Nu cred că deja după trei generații ar fi bine ca Germania să încerce să-și asume din punct de vedere militar rolul de gardian al Europei. Așadar, Europa însăși este frământată, ceea ce o unește este suferința. Nu unește gloria,
ce suferință, faptul că este expusă aceluiași tip de politică energetică deficitară. Asta ar putea să aibă și o compensație, faptul că între timp alte teme au dispărut. Nu mai există teroriști, nu mai există refugiați, nu mai există pandemie, acum avem cu totul alte priorități. Cea energetică dovedește că modul în care a fost evaluată politica ecologică a avut vulnerabilitățile ei. Așa cum Europa vedea politica ecologică, pornea de la cel puțin două ipoteze. Prima ipoteză era că toată planeta va face același lucru. Și am văzut, nu a fost așa. Nici China, nici Brazilia, nici Statele Unite, nici Rusia n-au urmat rigoarea Uniunii Europene, care până la urmă a avut ca drept consecință faptul că Uniunea Europeană și-a slăbit competitivitatea, pentru că a introdus tot felul de filtre, tot felul de condiții, tot felul de certificate verzi care au mărit costurile, în timp ce celelalte țări, iertați-mă, s-au închisit atât de puțin încât Trump a pus și problema reală ca Statele Unite să iasă din înțelegerile ecologice. De la Paris și de la Kyoto, le știm. Ca să nu mai vorbim că Europa, sub presiunea mișcărilor ecologiste, a renunțat, mă refer aici la Italia, la Germania, de pildă la Austria, a renunțat la producerea energiei electrice pe bază nucleară, ceea ce creează acum vulnerabilități noi și unele dintre țări se reîntorc la cărbune, ceea ce pune oarecum sub semnul ridicolului fermitatea ecologică de până acum. Asta cred eu că este cea mai mare provocare pe care o are Uniunea Europeană, pe de o parte să-și păstreze principiile, iar pe de altă parte să facă față acestei situații noi. Cât timp credeți că va dura reconstrucția aceasta autonomiei energetice a Europei, mai ales în condițiile în care Germania este o țară care produce foarte mult din punct de vedere al capacității industriale, ea aproape că depășește orice altă țară, are nevoi masive de energie, da, și ele nu mai pot să vină aceste... Domnule Neamțu și stimați spectatori, asta este o întrebare la care răspunsul nu se poate da de ansamblu asupra întregii Europe, pentru că trebuie să spunem că în ce privește anumite teme, cum ar fi tema educației, a sănătății, a culturii sau a energiei, în afară de reglementările pieței interne, fiecare țară și are propria strategie. Ca dovadă, Franța și România au energie nucleară, Germania și cu Italia nu au. Dar aici, de ce spun că e diferit? Sunt țări, cum este de pildă Austria, Danemarca sau Portugalia, care sunt destul de avansate în ce privește producerea de energie electrică verde, mai ales eoliană și solară. Ele speră ca până în 2030 aproape exclusiv producția de energie electrică să fie pe această bază. Sunt alte țări, cum este de pildă Polonia, cum sunt cele care au acces la hidrocarburi în spațiu maritim. Sunt alte țări care au rezerve de cărbune, cum este în primul rând Polonia, dar și Germania, oarecum și România, care și-a cam abandonat producția aceasta. Sunt apoi țări, cum este România, care practic ar putea să-și asigure totul în plan intern și ar vrea să revenim asupra acestei idei. Sunt țări, cum este Ungaria, de pildă, total dependent, care sunt complet expuse. Fiecare țară, dacă observați, are propria sa politică. Ele acum încearcă să găsească o formulă comună, pentru că se gândesc că dacă aprovizionează gazul toate la un loc, o să fie gazul mai ieftin. Aici singura țară care are o poziție distinctă este Ungaria. Viktor Orban a și declarat că el nu renunță la contractele cu Rusia, ci la prețul contractelor cu Rusia, pentru că dacă ar plafona acest preț și Rusia n-ar mai da gaze, Ungaria ar rămâne complet expusă. La capăt, polul celălalt este România. România ar trebui să aibă următoarea atitudine. Să spun așa, dacă suntem într-o criză energetică, o criză energetică presupune o stare de alertă. O stare de alertă presupune renunțarea sau completarea actualului sistem legislativ. Și România trebuie să propună ca pe această anumită perioadă, un an, doi, să se suspende reglementările pieței unice europene. România este singura țară de pe continent care are hidrocarburi în platoul continental. România și Neptun. Pe platoul continental. Pe platoul continental. Adică pe pământ. Nu mă refer la zonele maritime. România ar putea să-și asigure gazul în proporție de 85-90% în funcție de nivelul producției din țară. Și ar putea să-și asigure energie, producerea de energie electrică exclusiv din țară, pentru că o treime este bazată pe hidro, mai sunt încă mai mult de o cincime nuclear și așa mai departe. Deci în situația în care s-ar accepta ca România să fie exonerată de a stabili prețurile la nivelul medii europene
și să fie obligată să comercializeze și în exterior energie electrică și gaze, noi ne-am putea reîntoarce la prețurile din 2019. Ceea ce pare astăzi o utopie. Domnule Vosganean, din punctul nostru de vedere, care este cel mai mare pericol pentru iarna aceasta și pentru iarna care va veni, în condițiile în care războiul pare să nu se oprească? Nu vedem niciun semnal din partea Kievului sau din partea Moscovei în privința unui acord de pace. Nu vedem niciun semnal de la Washington, din partea administrației Biden, care să transmită un mesaj de detensionare. Războiul continuă, da. Și întrebarea este ce vom face nu doar anul acesta, ci și anul viitor. Domnule Neamțu, mi-a spus mai multe întrebări în același timp. Una este legată, asta fiindcă știu că puteți răspunde la mai multe. Este legată de poziția Statelor Unite ale Americii. Dacă ați observat în ultimele săptămâni, președintele american este mult mai reținut în ce privește implicarea Statelor Unite de partea Ucrainei, pentru că nu vrea să declanșeze al treilea război mondial. Așadar, Statele Unite ale Americii, fără a se deroba de rolul de sprijinitor al Ucrainei, este pentru prima oară când are o poziție precaută pe care n-a avut-o când a început conflictul. E limpede că Statele Unite ale Americii a primit un semnal de alarmă serios în legătură cu spiritul deșanțat al conducerii de la Kremlin, care este impredictibil și care în disperare ar putea să recurgă și la niște mijloace care să facă ireparabile anumite consecințe. În al doilea rând, Statele Unite ale Americii este câștigător în plan energetic pentru că va fi, probabil, un furnizor important de gaze pentru Uniunea Europeană. Și mă refer și tu numai la gazul lichefiat. Așa, Statele Unite ale Americii va fi furnizorul de ultimă instanță al Uniunii Europene. În al treilea rând, se produc tot în acest sens, se produc niște mutații în zona Caucazului, Asiei Centrale. Rusia încearcă să refacă anumite rețele prin intermediul Turciei, prin intermediul Azerbaidjanului, astfel încât să ocolească anumite sancțiuni sau să creeze hub-uri energetice care să fie în afara spațiului rusesc. Problema de fond aici legată de evoluția războiului este că Ucraina se distruge. Deja PIB-ul Ucrainei a scăzut dramatic, există riscul foametei și există de asemenea un risc major legat de destructurarea instituțională a țării, pentru că mesajele zilnice ale lui Zelenski la un moment dat încep să nu mai ajungă. Acum, în legătură cu ce se va în primul rând, dacă îmi permite să fac un scurt comentariu, e o prăbușire a PIB-ului Ucrainei datorită războiului, prăbușirii consumului. 8 milioane de ucrainieni au plecat. Practic, hrana care era pusă pe masă în fiecare zi de anumite familii este pusă în, iată, Europa. Avem milioane de oameni care au plecat spre Polonia și spre România. 2,5 milioane de români, de ucrainieni au trecut granița către România. În România nu prea au rămas. Dar nu au rămas. Sigur, și asta este o discuție. Avem o prăbușire a infrastructurii în ultima vreme energetice, pentru că Putin atacă cu aceste drone despre care tot spuneam, atacă acum pentru prima oară infrastructura critică și probabil că în următoarele 6 luni nimic în bine nu se va schimba. Bun. Până ajungem acolo, m-ați întrebat care ar putea să fie impactul asupra Uniunii Europene legat de criza energetică. Iarna, vrajmei noastre. Pentru asta, impactul poate nu va fi atât de mare pe consum, pentru că Uniunea Europeană se va reorienta către Golf, către Statele Unite ale Americii. Problema însă apare alta. Vedeți, îmi aduc aminte să vă spun o poveste nostimă acum. Am fost reprezentantul României la funerarii lui Margaret Thatcher. A fost o ceremonie impresionantă și riguroasă, așa cum numai englezii știu să facă. După aceea însă ne-am așteptat într-o cameră care nu era mai mare decât acest studio, în care erau participanții la funerarii din partea diverselor țări. Erau de la Henry Kissinger și James Baker, până la Peter Botta, până la Berlusconi, Benjamin Netanyahu, Tony Blair, într-un colț stătea președinte, fostul președinte al Poloniei, Wałęsa. Lech Wałęsa. Eu îl cunoșteam, m-am dus la el și l-am întrebat, domnul președinte, credeți că noi eram pregătiți pentru tot ce ni s-a întâmplat după 90? Și el mi-a spus, dragul meu, noi, cred că eram, ăștia nu erau pregătiți. Ce vreau să spun cu asta? Aceste state n-au experimentat comunismul.
n-au experimentat constrângerile și s-ar putea să apară aceleași tipuri de reacții care au apărut în ultima fază a pandemiei. Când au apărut camionagii care blocau străzile, când au apărut oameni care manifestau pe străzi, au apărut proteste din ce în ce mai violente, s-ar putea ca statele europene să nu fie capabile să gestioneze consecințele politicilor energetice, pentru că n-au această experiență și s-ar putea să fie crize instituționale și guvernamentale, ceea ce ar fi extrem de grav pentru Europa, care și așa are o problemă reală de credibilitate geostrategică. De ce sunt care o problemă reală de credibilitate? Pentru că toate aceste politici globaliste, toate dezbaterile în plan energetic, toate noile ideologii, toate sunt menite într-un fel sau altul să pună Europa la colț. Nu știu dacă... Să slăbească în orice caz clasa de mijloc. Să o decredibilizeze. Europa are un prestigiu care vine din cultura ei, din credințele ei religioase, din felul în care a exportat civilizație. Ei bine, toate lucrurile astea acum se încearcă să vină împotriva Europei. Și când mergeam la Congresul Petrolului din partea României, vă mărturisesc că mă încerca o stare de stânjeneală. Acolo Europa era un petic de pământ. Acolo conta Rusia, Brazilia, Mexic, Venezuela, Statele Unite, Golful. Ei vorbeau. Îi stăteam și îi priveam. Această criză de resurse a Uniunii Europene este o mare problemă și ea, vedeți că încetul cu încetul începe să transforme într-o criză de credibilitate. Europa e tot mai stânjenită și acest război nu face decât să agraveze această stare de lucru, pentru că se repercutează exact pe ceea ce n-are Uniunea Europeană. Și dacă Uniunea Europeană face greșeala de a considera că ieșirea din această stare de impas este înarmarea, ceea ce pare să fie adevărat prin reacția unor guverne, cred că face o greșeală. Se spune că există pericolul ca Rusia să vină în Europa. Rusia nu o să vină în Europa. Pe Rusia nu interesează Europa. Nu are ce să facă în Europa. Rusia a venit în Europa de la Petru cel Mare numai când s-a înțeles cu Occidentul. Rusia niciodată n-a traversat Nistru fără să aibă o înțelegere cu puterile occidentale. În 56, când au invadat Budapesta, mi-e greu să cred că s-au înțeles. Nu e adevărat. În 1812, când a fost după Napoleon, s-au înțeles. La Congresul de la Berlin, la în 1877. Turcie. În 1945 s-au înțeles. Partea aia e a voastră, partea asta e a noastră. Rușii când s-au dus în Ungaria și în Cehoslovacia, ei s-au dus în virtutea unui pact pe care l-aveau. În sfera de influență pe care o negociaseră. V-ați întrebat vreodată dacă au existat reacții internaționale după ce s-a aflat că la Katyn floarea ofițerii 24.000 de ofițeri polonezi. Încercați să găsiți vreo reacție a vreunui lider politic occidental la Katyn. Încercați să găsiți vreo reacție reală la invazia din Ungaria sau la invazia din Cehoslovacia. Vreun mesaj de susținere al conducerilor din acele țări. Erați foarte tânăr, am o curiozitate, e mai degrabă tangentă la discuția noastră. În 74 sau când a fost invazia turcească asupra Ciprului, de ce atunci Occidentul nu a tratat cu aceeași gravitate morală ocuparea unui teritoriu suveran, care era teritoriul cipriot, de către o țară precum Turcia? Vă mărturisesc că această întrebare produce o anumită suferință. Nu doar pentru că grecii sunt frații noștri de suferință ai armenilor, avem multe lucruri comune în istorie, ci pentru faptul că Turcia s-a răsfățat în ultimele decenii cu această poziție geostrategică pe care o are și de partener NATO și și-a permis numeroase exagerări știind că nu va fi deloc trasă la răspundere. De la poziția de negaționism a genocidului armean până la atitudinea față de Cipru, până la rolul pe care îl joacă acum între Ucraina și Rusia, Turcia se erigează într-un fel de moderator, de parcă cele două țări ar avea o răspundere egală în legătură cu acest conflict. Turcia, repet, nu mai vorbim de atitudinea Turciei față de aderarea Suediei la NATO, la care a declarat că va face un boicot categoric. Așadar, Turcia își face de cap știind că NATO niciodată nu o să renunțe la frontul turcesc
în fața unei posibile presiuni de natură islamică. Există și arsenal nuclear, dacă nu mă înșel, sau a existat o vreme arsenal nuclear pe teritoriul Turciei? De pildă, amestecul Turciei în chestiunea Nagorno-Karabakh este evidentă. Turcia este pe fața aliatul Azerbaijanului într-o agresiune clară. Cu toate acestea, nimeni n-a sancționat, nici măcar n-a arătat cu degetul spre Turcia pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Ne mai vorbim de faptul că, și asta nu spun doar pentru că sunt de origine armeană, nu-i permis când tu îl acuzi pe Putin de tendințe dictatoriale și de agresiuni la adresa altui stat, să te duci în Azerbaijan și să te îmbrățișezi, mă refer la doamna Ursula von der Leyen, să te îmbrățișezi cu Aliyev, să semnezi memorandumuri pentru importul gazului, când Aliyev e la fel de dictator și la fel de agresor ca și Putin. Ceea ce dovedește că, din păcate, pentru la noi o picătură de petrol valorează mai mult decât o picătură de sânge. Timpul fuge și discuția este fascinantă. În același timp avem și alte noutăți, cele legate de China, însă până ajungem la Beijing, da, până discutăm despre această apariție a unui nou Mao Zedong, din punctul meu de vedere, Xi Jinping este un lider incontestabil și de necontestat la Beijing, vreau să vă întreb totuși legat de speculațiile pe care Occidentul le tot face privind schimbarea de regim la Moscova. Credeți sincer că există posibilitatea de a asista în următorul an, în următorii 2 ani, la o schimbare de regim? E naivă întrebarea. Nu, întrebarea putem să o punem bunului Dumnezeu dacă îl mai ține pe Putin sau nu. Știți că Putin a apărut pe fundalul unei dezamăgiri și frustrări a rușilor care până atunci fuseseră, principala forță de pe continentul euroasiatic, dar cel puțin arbitri la numeroase chestiuni de natură diplomatică, s-au trezit un popor stinger, măcinat de structurări instituționale, pierzând teritoriu după teritoriu și, în plus, intrând și o anumită criză de imagine, și atunci Putin a venit și a hrănit aceste frustrări și a început să redea sentimentul imperial roșilor. Acesta a fost principalul rol al lui Putin în plan mental. A început să redea sentimentul imperial poporului rus. Și de aceea o bună parte din ruși au mers împreună cu el în continuare. Știți, Lev Șeștov spunea: zgârie rusul, dai de tătar. Voia să spună cu asta că, de fapt, spiritul expansionist al rușilor a fost o dominantă permanentă. Dacă Putin dispare, nu se schimbă foarte mult, pentru că există un establishment care nu dorește să-și piardă puterea. Nu uitați că Rusia nu are opoziție astăzi. Ideea că o mișcare de revoltă ar umple piețele nu ține în Rusia, pentru că nu există lideri și nu cred că armata ar putea să treacă de partea eventualilor rebeli. Dar ar putea să modereze puțin tonul. Adică, după părerea mea, Putin e inconștient, irresponsabil, în sensul că ceea ce face el creează mai multe probleme, vatămă, decât lecuiește poporul rus. Am fost la Erevan și acolo am văzut că sunt zeci de mii de ruși. Aproape 100 de mii de ruși locuiesc acum în Erevan. Refugiați, într-un fel? Ei au plecat acolo. Refugiații e poate mult spus, pentru că ei sunt oameni de o anumită condiție, dar pentru că nu mai pot să-și folosească conturile bancare din Rusia și își pregătează afaceri, ei s-au mutat în Armenia. Prețul de închiriere a unui apartament de 2 camere a urcat la 1500 de dolari, ceea ce este halucinant pentru o țară în care salariul mediu este de câteva sute de dolari. Dar mai mult decât la București. Dar ei s-au dus acolo și nu numai acolo, sunt alții care s-au dus în alte părți, în Asia Centrală, ca să evite ceea ce se întâmplă în Rusia. Există și pericolul migrației. Unul din motivele pentru care Putin a declanșat legile marțiale este și ăsta. El are 3 motive. Primul motiv este ca armata să poată, exact cum a spus, lua în zonele de conflict măsuri dure. Al doilea, pentru că nu uitați, legea marțială funcționează și în unele teritorii din Rusia. E adevărat că nu la același grad. Ca să poată să îngrădească drepturile civile în acele teritorii și, în al treilea rând, să blocheze orice tentativă de migrație a rușilor. Deci nu cred că Rusia se va schimba peste noapte, pentru că armata
are o poziție bună acum, armata dorește să conducă în continuare și va găsi pe altcineva pe care să îl pună în locul lui Vladimir Putin. Dar, repet, în situația în care există măcar un licăr de responsabilitate, atunci această tendință expansionistă n-ar mai continua. De ce spuneam că Rusia nu este atât de interesată de Europa? Pentru că, în mod istoric, interesele Rusiei au fost către zona Baltică, către Caucaz și către Asia Centrală. Nici către Japonia, nici către Europa. Și în paranteză, fie spus că am ajuns la Japonia, începe să pară tot mai clar că a fost o greșeală păstrarea demilitarizării Japoniei. Poate că dacă Japonia ar fi fost o putere militară mai importantă, Putin s-ar fi gândit de două ori. Acum ați întrebat de China. S-ar fi gândit de două ori, mai ales că, dacă nu mă înșel, țarul Nicolae al II-lea a luat bătaie de la japonezi, cred că nu știu. Mulți au luat bătaie de la japonezi. China. În legătură cu China, avem un lider care a încheiat un deceniu de mandat. În acest deceniu de mandat s-au întâmplat următoarele lucruri. PIB-ul Chinei s-a dublat. A ajuns la 17 trilioane, suflă în ceafă americanilor. Ceea ce este o performanță importantă. În al doilea rând, deși e adevărat că există disparități între venituri, totuși, venitul mediu al unui chinez raportat la PIB, deci PIB-ul pe locuitor, a ajuns la $11,000, de necrezut. Într-o țară în care sărăcia era de F mediu, a ajuns la un nivel mediu de $11,000. Pe cap de locuitor. Pe locuitor. PIB-ul este 17 trilioane, nu? 17 trilioane, așa. În al treilea rând, există un rit de creștere economică și o dezvoltare economică impresionante și China a început să joace un rol important, nu doar în comerțul internațional, dar și în finanțele internaționale. Amintiți-vă că în momentul în care la Shanghai s-a declanșat acea operațiune de zero COVID, care au fost implicațiile, nu doar asupra Chinei, ci asupra comerțului maritim mondial, asupra economiei mondiale. Deci China și-a sporit foarte mult impactul asupra economiei globale. În al patrulea rând, cheltuielile în armare au crescut spectaculos. Ele au crescut de câteva ori, au ajuns acum la $200 de miliarde. Ceea ce este mult mai mult decât Rusia. Și chiar dacă este mai puțin este decât o treime din cheltuielile oficiale ale Pentagonului, da, care depășește 600. Bun. Și eu am crezut la început, am luat creionul în mână și am făcut un calcul. Păi dacă socotești care e leafa unui soldat din NATO, nu? Da, din NATO sau din Pentagon și unui soldat chinez, dacă faci structura cheltuielilor, vezi că în ceea ce privește înarmarea efectivă, lucrurile sunt altfel decât proporția asta. Cheltuielile cu personalul sunt foarte mari pentru americani. Cheltuielile de întreținere sunt mult mai mari în NATO, dar efectiv vorbind, nu. Pentru că dacă te duci și faci calculul focoaselor nucleare, ai să vezi că Rusia și cu China copleșesc de departe NATO. E adevărat că toate au suficient ca să distrugă toată planeta. E adevărat, adică deja suntem, cum să spun, în spațiu cum merg avioanele peste plafonul de nori. Deja suntem pentru stratosferă. Dar totuși, China și cu Rusia depășesc de departe Statele Unite în ce privește focoase nucleare. Acum, astea sunt, ca zic așa, assets. Dar sunt și liabilities, pasivele. Vulnerabilitățile. Vulnerabilitățile. Una dintre marile vulnerabilități este chestiunea demografică. China a ajuns la 1,4 miliarde de locuitori, n-a mai depășit, în schimb populația îmbătrânește. Pe fundalul acestei îmbătrâniri a populației asistăm la o consecință firească. Populația îmbătrânind și procentul celor care sunt activi de vârstă mai ridicată duce la șomajul la tineretului. Șomajul la tineri a urcat la până la 20% în China, ceea ce este ca și în Portugalia sau Grecia pe vremea. Este foarte mult. Deci asta este... Plus, să adăugăm, criza imobiliară de deja, dată recentă. Deja sunt spații pe care noi ocupăm. Acum, ați putea pune o întrebare... Taiwanul trebuie neapărat să-l atingem. Ați putea pune o întrebare. China dorește o agresiune împotriva Statelor Unite sau un conflict deschis cu Statele Unite? Și am să vă răspund că nu. Eu dacă aș fi în China strateg, l-aș sfătui pe președintele Chinei să se gândească de două ori. Deci sunt cel puțin două aspecte. Unu,
Dependența Chinei de comerțul cu Statele Unite ale Americii. Este totală. Și doi, deteriorarea situației credibilității Statelor Unite ar putea să afecteze China, pentru că China este una dintre deținătoarele titlurilor de tezaur americane din exterior. Sigur. Pentru China, relația cu Statele Unite, din punct de vedere comercial, este o relație prea importantă ca să riște deteriorarea ei. Așa cum Statele Unite nu poate fără China, nici China nu poate fără Statele Unite. Este o relație care seamănă cu Sparta și Atena. Mulți au vorbit despre paradoxul lui Tucidide, discutând despre această posibilitate a unui conflict între cele două țări. Un mare savant care s-a născut la Arad, Eduard Ludwig, care e între altele și un consultant al republicanilor din America, a vorbit și despre un risc liability, ați spus dumneavoastră, un risc legat de foarte mulți adversari pe care China îi are, să nu uităm de India, care nu prea iubește China, da. În preajma granițelor chinezești, sunt foarte mulți adversari, da, ai Chinei. Când plec de aici, mă duc la SNSPA să dau și eu examen acolo la facultate, că văd că dumneavoastră... Nu am deloc intenția asta, da, doar completez cu măruntele mele elemente de bibliografie, da, și mai ales dacă vorbim de un ardean, nu puteam, eu sunt din Arad și nu puteam să nu spun. Nu, dar am spus atâtea întrebări încât pot acum cu curaj. Dar neapărat vreau să vă spun... Ați spus o problemă legată de poziționarea Chinei în plan internațional. Telespectatorii trebuie să știe că China a dezvoltat în ultima jumătate de secol o importantă rețea de structuri informative și diplomatice în întreaga lume. Unul dintre prim-ministri australieni a defectat mergând în China. Era spion chinez, acum vreo jumătate de secol. China are deja relații și structuri de acest tip cu o bună parte din Africa. Trebuie să știți că Africa, în mare parte, este un aliat al Chinei. Belt and Road Initiative, parcă... Și dacă, ca să nu mai vorbim de faptul că atunci când eram președintele Comisiei de Industrie la Senat și s-a pus problema unui parteneriat cu China în legătură cu autostrada de la Comarnic și reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, am primit o reacție severă din partea aliaților noștri. Și eu atunci am scos agenda China-Uniunea Europeană, care era extrem de bogată. Și am zis, adică cum? China este un partener atât de bun al Uniunii Europene, iar când e vorba să avem și noi ceva care era important, noi, dacă mergeam mai departe pe relația aia, acum aveam și autostrada, aveam și reactoarele 34 și ne-ar fi fost de mare folos. Numai că România, ca de obicei, România nu e voce, e ecou, s-a speriat și s-a oprit. Bun, totuși, Huawei este pentru foarte multe state occidentale o problemă și această companie de tehnologie care e cuplată, unii spun, la armata Chinei și la direct Partidul Comunist de la Beijing, această companie suferă în această perioadă pentru că și canadienii și americanii i-au interzis să facă anumite operațiuni pe teritoriul acestor țări. Timpul ne presează și nu pot, dacă tot am pomenit America, să vă întreb, pentru că iubiți într-un fel sau altul conservatorismul de extracție nord-americană, cum vedeți bătălia care în câteva săptămâni se va da pentru Camera Reprezentanților la Washington? Și a doua întrebare, dacă socotiți că e oportun ca în câteva săptămâni Donald Trump să-și anunțe candidatura pentru 2024? I-am întrebat pe armenii noștri din Los Angeles, care au și o asociație a armenilor originari din România, RAFI se cheamă, care este parte a Uniunii Armenilor din România. Ei mi-au spus, pe vremea Trump banul mergea mai bine, banul circula mai bine. Avea mai multe posibilități. Și ce credeți că o să se întâmple? Ei mi-au spus că o să câștige probabil republicanii. Că Joe Biden este într-o criză de imagine și e limpede că americanii nu agrează acest tip de politică ambiguă pe care și-o amintesc ca din vremea lui Obama. Pentru că și în vremea lui Obama nu era foarte limpede ce vor americanii. Pe de o parte se pozau în apărătorii drepturilor civile, pe de altă parte aveau totuși o politică de monitorizare internațională, încercând să fie în continuare un arbitru al democrației planetare. Deci eu dau o primă șansă republicanilor. Nu cred că e bine ca Donald Trump să se întoarcă, pentru că ar crea un front suplimentar care ar vulnerabiliza conservatorismul. Eu nu cred că Trump ar întări conservatorismul, ci l-ar vulnerabiliza. L-ar trimite într-o zonă anecdotică, să nu spun chiar într-o zonă penală, iar asocia diverse reacții și acțiuni, cum a fost cea în care s-au năvălit peste
Congresul American 6 ianuarie. Unii dintre colaboratorii săi sunt cercetați penal. El însuși avea o tip de doctrină oarecum izolaționistă. Statele Unite n-ar mai fi avut nevoie de Concordia Universală, era suficientă sieși. Asta avea și partea bună, că în vremea lui Donald Trump americani nu s-au implicat în conflicte în plan internațional, dar avea și o consecință neplăcută, pentru că fără Statele Unite, instituțiile de la Fondul Monetar și până la Tratatul de la Paris sau Banca Mondială nu pot funcționa ca atare, sau Organizația Mondială a Sănătății. Într-o lume multipolară e nevoie de Pax Americana, bănuiesc asta doriți să ne spuneți. E nevoie de Pax. E nevoie de pace. Nici dar... de Pax Americana, nici de Pax Romana, e nevoie doar de Pax, pentru că dacă dai măcar un singur adjectiv păcii, ajungi la contrariei. Este adevărat, dar există din perspectiva valorilor noastre, există o supremație, domnul zic Nemțu, a modelului occidental față de modelul asiatic. Permiteți-mi să spun asta explicit. Da, nu ne punem doială. Adică dacă vom avea o Pax Sinica sau o pace chinezească, s-ar putea mulți dintre noi să trăim precum fermierii din Tibet. Domnul Nemțu, lucrurile sunt limpezi în privința asta. Democrația aceasta de tip liberal este cea mai mare performanță pe care a atins-o omenirea în ce privește armonizarea relațiilor sociale. Să nu spun chiar contractul social de tip Rousseau. E limpede acest lucru. Numai că democrația trebuie să înțeleagă că ea nu se poate implanta pe solul potrivnic de azi pe mâine. În clipa în care încerci să exporți democrație în zone pe care fie religia, fie mentalitățile nu o agrează, riști să izolezi democrația. În acest moment, democrația este în această poziție, în care riscă să stârnească un tip de consorțiu care să o izoleze în plan mondial. Pentru că dacă aduni toate statele care au resentimente față de Statele Unite, față de NATO, ai să constat cu surprindere că ele au formează o majoritate importantă pe planetă. De aceea democrația trebuie să fie orgolioasă, dar nu vanitoasă. Democrația trebuie să vrea să convingă, nu să cucerească. Să convingă, nu să învingă, ar spune unii. Cu alte cuvinte, să aibă o persoasiune și, de tip soft. Da, și să vă lansez o invitație pentru o eventuală emisiune în care să vă spun că dacă am avut era industrială și proletariatele industriale, acum avem era digitală, proletariatele digitale și o nouă formă de marxism. Dacă marxismul a învins mai ales în țările slabe, pentru că în țările bogate burghezia și cât mai era aristocrația au rezistat, riscul acum e ca neomarxismul să învingă mai ales în țările occidentale democratice, acolo unde proletariatul erei digitale este dezvoltat și unde nu mai există această împotrivire. Dimpotrivă, democrația devine permeabilă, așa cum pentru bolile cancerigene un organism tânăr și puternic este mult mai vulnerabil decât un organism îmbătrânit care nu permite aceeași proliferare. Așa și democrația este mult mai vulnerabilă la neomarxism și la expansiunea ideologiei acestea decât islamul. Decât celelalte. De aceea democrația are o dublă provocare. Una, să nu se izoleze, să încerce să-și păstreze orgoliu fără a fi vanitoasă, și în al doilea rând să stăvilească aceste tendințe artificiale care de fapt încearcă să uniformizeze pe modelul vechi. Democrația trebuie să știe că anul 1989 a avut semnificația de a arăta că revoluția din 1789 a ieșuat definitiv. Revoluția din 1989 a arătat că oamenii nu pot fi egali și liberi în același timp. Poate trebuie să ne ancorăm în discursul celor de la 1776, revoluționarii americani care au făcut istoria. Doamnelor și domnilor, răscolații de la Vande. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenția cu care ați ascultat aceste intervenții ale unui cărturar, nu doar ale unui om politic. Să spunem la final că Vocea Libertății, această emisiune nouă pe Canal 33, este realizată în parteneriat cu prietenii de la Marile Cărți și un nou volum a apărut, îl vom face ca două invitatului nostru, celui din tâi invitat al nostru, profesorului domnului Varujan Vosganian. E vorba de cartea lui Adrian Papahagi, Geneză și Înviere, un volum disponibil la adresa marilecărți.ro. O analiză interesantă a textelor fundamentale din canonul biblic, cartea Genezei, cele 10 porunci, Nașterea Domnului, Fericirile și Învierea Domnului, o analiză de excepție a
profesorului Papa Hagi, în dialog cu subsemnatul. Vă invităm să descoperiți această carte, domnule Vosganean, și bineînțeles vă așteptăm cu drag la o următoare emisiune. Pentru moment ne despărțim, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Neamțu, Vocea Libertății aici la Canal 33. La revedere!